Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Iată care sunt titlurile ediției. Focuri de armă în plină stradă la Timișoara. Un bărbat a fost împușcat cu un pistol cu bile din cauciuc. Agresorul a fugit de polițiști. Dacă mă simt bine, bine, dacă nu, cu Dumnezeu înainte. Două paciente cu grave afecțiuni cardiace au primit astăzi șansa la o viață normală. Valvele bolnave ale celor două femei au fost înlocuite cu unele sănătoase prelevate din inima unui porc. Operația a fost realizată de medici din Timișoara și este o premieră națională. Dacă vin de acolo, sunt legal. Dacă vin de dincolo, sunt legal. Încurcate sunt căile pe o stradă din Arad, cu trei sensuri de mers, toate unice. Semnele de circulație montate de autorități se contrazic reciproc și nu fac decât să dea peste cap toată logica celor care au drum prin zonă. Alertă la Timișoara, unde un bărbat a fost împușcat cu un pistol cu bile din cauciuc. Incidentul s-a produs în fața unui local de la ieșirea din oraș spre Lugoj. Sosiți imediat la locul incidentului, polițiștii au încercat să îl rețină pe pistolar. Deși au tras două focuri de avertisment, oamenii legii nu au reușit să îl prindă. Agresorul a dispărut într-o pădure din apropiere. Incidentul s-a produs dimineață în jurul orei 5 în fața unui local de manele. Camerele de supraveghere ale unei benzinării situate peste drum a surprins evenimentul. Pe imaginile video se vede cum un echipaj de poliție sosește de urgență și pornește în urmărirea pistolarului. Imediat după ce au auzit focuri de armă, polițiștii s-au îndreptat către unitatea de alimentație publică, unde au observat un tânăr ce se fugea spre strada Orăștiei. Pentru că acesta nu s-a supus somațiilor legale, au fost executate două focuri de avertizment în plan vertical. Pistolarul a scăpat de polițiști după ce a sărit un gard din vecinătatea Pădurii Verzi. În timp ce polițiștii îl caută pe agresor în toată Timișoara, victima acestuia a primit îngrijiri medicale, dar bărbatul a refuzat să fie internat. La nivelul unității de primire urgență a Spitalului Municipal s-a prezentat un pacient stabil din punct de vedere hemodinamic, cu o plagă penetrantă în toracele anterior drept, cu un orificiu de intrare, un orificiu de ieșire. I s-au acordat toate îngrijirile de care avea nevoie, pacientul a refuzat însă internarea. Oamenii legii spun că îl vor prinde în cel mai scurt timp pe agresor, reținerea lui fiind o chestiune de ore. Le-au montat în inimă câte o valvă de la un animal. Este pe scurt descrierea a două operații care au fost efectuate astăzi la Timișoara în premieră națională. Medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare au înlocuit valvele cardiace bolnave ale unor femei cu altele provenite dintr-un pericard porcin. Până în prezent au fost implantate 10.000 de astfel de valve în toată lumea. Dacă mă simt bine, bine, dacă nu, cu Dumnezeu înainte. Viorica Vuciucu are 72 de ani și este din Reșița. A venit la Timișoara optimistă, știe că va fi supusă unei operații pe cor deschis, însă nu are emoții. Mă simt bine așa, numai dacă merg, obosesc, dacă respir greu. Eu n-am vrut să mă operez și mi-a spus ce o să pățesc cu timpul. Doamna Viorica, alături de o altă pacientă cu grave afecțiuni cardiace, au primit astăzi o valvă prelevată din inima unui porc. Operația o premieră națională a fost efectuată cu succes de medici Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Spitalul este al cincilea centru din lume unde s-a făcut o astfel de intervenție. Este o operație de rutină făcută pentru pacienții care au stenoză aortică, adică valva în poziția aortică este calcificată. Sângele nu mai poate să mai iasă ușor din inimă și atunci trebuie să schimbi valva. Valvele biologice din pericard bovin sau porcin sunt făcute pentru a înlocui valvele bolnave ale pacienților. Avantajul față de cele mecanice constă în faptul că nu necesită tratament anticoagulant. Dezavantajul este că în timp, în 15-20 de ani, se deteriorează și trebuie înlocuite. Totuși, acest nou model aduce performanțe hemodinamice mult apropiate de valva naturală umană. Am reușit să achiziționăm aceste valve super performante care, în general, se găsesc pe piață la un preț între 17 și 20.000 de lei. Prețul de achiziție cu care noi le-am luat a fost 10.000 de lei, deci eu cred că este o performanță a unității noastre. La Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara ajung anual aproximativ 800 de pacienți care au nevoie de intervenții chirurgicale. Cu ajutorul Ministerului Sănătății din 2012, Institutul Inimii va mai avea încă o secție nouă de cardiologie.
Jos guvernul, jos președintele și azi în Timișoara, mâine în toată țara. Aceste lozinci le-am auzit acum 22 de ani și le auzim și acum în piața operei din Timișoara. Peste 100 de oameni au sigat astăzi împotriva celor care conduc țara într-un nou protest al revoluționarilor. Nemulțumirile sunt cauzate de propunerea de tăiere a indemnizațiilor de care beneficiau până acum. Mihaela Șuteu este doar una dintre rudele îndurerate după evenimentele de acum 22 de ani. A venit în piața operei în speranța că strigătele ei și ale celor peste 100 de timișoreni care au pierdut pe cineva drag în lupta pentru libertate își vor recâștiga respectul bine meritat. Soțul meu a fost împușcat la Revoluție, în calea Girocului, i-am furat din spitalul județean, ce a fost dus la București împreună cu alții și arși la crematorul Cenușa, Cenușa aruncată în bătaie de joc într-o gură de canal. Nu avem drepturi, nu avem opinii. Nu avem cuvânt de spus în țara noastră. Au fost cam nedături în România, cam nedături și nu o să lăsăm pe nimeni. A fost prea mult. Doar că marele meeting programat încă de la începutul săptămânii nu a adunat prea mulți timișoreni așa cum se așteptau liderii asociațiilor de revoluționari. Li s-au alăturat, în schimb, susținători din Arad și Caraș-Severin. Nu sunt dezamăgit, sunt nemulțumit, dar nu dezamăgit. Din Arad am văzut, din Caraș am văzut, parcă nu, Reșița. Încercăm să trezim spiritul adormit al timișoarei. Timișoara! Unde ești, Timișoara? A fost foarte greu, nici nu vine să... Nu mă scuzați, poate că și acum simt acele groaze, acele evenimente care sunt de nedeschis. Lupta comună a revoluționarilor are ca scop păstrarea indemnizațiilor, dar și a altor drepturi pe care guvernanții amenință că le vor tăia. Azi în Timișoara, mâine toată țara! Luptătorii pentru democrație continuă protestele începute acum aproape o lună și vor picheta și în zilele următoare sediul prefecturii Timiș. În tot acest timp, 4 dintre revoluționari se află încă în greva foamei. Liviu Borha, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, dă în judecată Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Asta după ce timp de 5 ani a fost acuzat că a colaborat cu securitatea. Dau în judecată pentru ca să plătească cei care au făcut-o cu intenție, că nu au făcut-o nici din greșeală, nici nu au fost proști, pentru că acolo sunt oameni inteligenți. Și atunci trebuie să plătească cineva, pentru că mie, timp de 5 ani, mi s-a terferit imaginea și integritatea, și acești cineva sunt lucrători din actualul CNSAS. Borha a încercat în nenumărate rânduri să își demonstreze nevinovăția și susține că CNSAS a acționat la comandă politică. În 2006, Liviu Borha a fost pentru prima dată chemat la București ca să dea explicații cu privire la activitatea sa dinainte de 1989. În luna martie a acestui an, Borha a fost achitat în procesul în care este învinuit de colaborare cu fosta securitate. Acum, liberalul este hotărât să dea în judecată CNSAS și să ceară despăgubiri de 1.300.000 de euro. Vine pe site-ul nostru și selectează teritoriul. De aici poate să-l upgradeze, poate să facă mai greu de cucerit. Bătălia pentru pământ timișorean a început. 3 licee în țin să arate că dacă vă plac ieșirile în oraș, în lumea reală, puteți deveni cel mai respectat moșier pe internet. Le aflați teoria imediat în jurnal. Din sală de clasă pentru elevi, în dormitoare pentru cei care nu au o casă. Primăriile au ajuns să ia măsuri extreme pentru a face față crizei de locuințe. La Lugoj, de exemplu, administrația locală a ajuns la o înțelegere cu Ministerul Educației și a transformat câteva imobile din școli în locuințe sociale. În lipsă de altceva, oamenii încearcă să se acomodeze în apartamentele improvizate. La Lugoj, de câțiva ani, școlile agricole au fost comasate din cauza numărului mic de elevi, iar spațiile unităților de învățământ au rămas nefolosite. Administrația locală a decis să le găsească o utilitate și le-a transformat în locuințe sociale. Într-o clădire anexă a liceului, într-o înțelegere a primăriei cu Ministerul Învățământului, s-a luat hotărârea că acea clădire să fie destinată spațiilor de locuit. Oamenii care au ajuns să locuiască în fostele săli de clasă încearcă să se acomodeze și să-și transforme locuința după bunul plac. Este foarte greu, deci
Aici a fost școală, eu știu, pe câte am înțeles, erau sări de clase. Nu contează că e școală, contează că e spațiu și poți să faci o cameră, poți să faci două camere, o bucătărie, totuși. Eu unde am stat n-am avut numai o singură cameră de bucătărie. Primarul Lugojului recunoaște că se confruntă cu o criză de locuințe sociale. Problema locuințelor pentru tine și a locuințelor sociale este o problemă complicată pentru fiecare oraș. În acest mandat am dat în folosință 89 de apartamente pentru tine. Mai bine de 600 de lugojeni au solicitat o locuință socială. 250 de cereri sunt pentru imobilele ANL. Încurcate sunt căile pe o stradă din Arad, cu trei sensuri de mers, toate unice. Nenumărate certuri au izbucnit aici între conducătorii auto, iar scandalagii aveau într-un fel cu toții dreptate. Semnele de circulație montate de autorități se contrazic și nu fac decât să dea peste cap toată logica celor care au drum prin zonă. Depinde din ce parte vii. Deci dacă vin de acolo, sunt legal. Dacă vin de dincolo, iarăși legal. Strada Academia Teologică din Arad este unică în România și nu odată, ci chiar de trei ori. Semnul din colț arată sens unic. Cel de la mijlocul străzii indică sens unic, dar în direcția opusă, iar câțiva metri mai încolo, drumul șoferilor se întoarce din nou cu 180 de grade. Cum s-a ajuns la situația asta? Au rămas semnele de când s-au făcut lucrările pe cele două străzi. Stai, că nu înțeleg cum vrei să spui. Asta e stradă cu sens unic, nu? Așa. Eu intru pe strada asta așa și eu nu intru invers. Mai încolo e o tablă care arată sens unic invers. Aici pe stradă? Da, știu. Întrebați poliția română. Asta am și făcut. Nu am primit o soluție, ci mai degrabă o promisiune. Constructorul posibil să fie uitat un indicator, să-l fi luat din acea zonă. Noi, luni la cunoștință, o să facem demersurile legale în vederea înlăturării acestuia, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții normale și fără evenimente rutiere. Și primăria Arad promite că de mâine încolo lucrurile vor sta altfel în zonă. Strada respectivă și alte câteva străzi mai mici din zonă sunt adiacente unui șantier și ca urmare au fost folosite pentru devierea circulației în acea zonă. S-a început reintroducerea semnelor de circulație definitive. Sperăm că asemenea neconcordanțe să dispară cât mai repede. Până când autoritățile vor demonta semnele de circulație, pe strada cu trei sensuri unice se circulă conform indicatoarelor, adică în toate direcțiile, fără victime deocamdată. Bătălia pentru pământ timișorean a început. Dacă vă plac ieșirile în oraș, în lumea reală, puteți deveni cel mai respectat moșier pe internet. Trei liceeni au creat un site care le oferă tinerilor posibilitatea să își marcheze teritorii în Timișoara virtuală. Condiția este să bifeze locația în care se află de fiecare dată când se plimbă prin urbe. Pentru marcarea teritoriului, combatantul are nevoie doar de un telefon mobil cu conexiune la internet și de o vizită pe site-ul outclan.com. Bifează locația în care se află în lumea reală, iar cu bani virtuali marchează pământul. În Unirii, chiar lângă Super Sandwich, și l-a făcut dând un check-in acolo în viața reală și atunci vine pe site-ul nostru și selectează teritoriul și dă drag. Și-a definit teritoriul și de aici poate să-l upgradeze, poate să facă mai greu de cucerit. Ideea bătăliilor virtuale pentru teritoriile din Timișoara le-a venit liceenilor Codruț, Felix și Vlad. Au stat lipiți de ecranele calculatorului timp de 3 luni pentru a pune la punct site-ul care îi scoate în oraș pe timișoreni. Ieși, ajungi într-un pub, îți deschizi telefonul, ai internet, îți detectează locația, apeși pe locația ta și astfel ai realizat un check-in. După ce ai realizat, primește o anumită sumă de bani și prietenii tăi care sunt la comp sau care se află acasă știu că tu te afli în pubul respectiv. Gata, am dat un check-in, am primit niște bani, s-au întâmplat niște chestii și din momentul acela putem să ne creăm un teritoriu care îl înconjoară și cu condiția să avem destui bani, dăm create și gata. Stabilirea unui teritoriu printr-o simplă vizită într-un club este doar un pas mic. Pentru titlul de moșier virtual, numărul ieșirilor trebuie să crească. Dacă mai mulți combatanți frecventează însă aceeași locație, începe războiul. Fiecare om care are un teritoriu are și riscul de a fi cucerit, teritoriul respectiv. Se dau bătălii. Ca să facă bătălia și mai picantă, tinerii vor implementa și bonusuri care să ambiționeze ieșirile din casă.
Vor fi tot felul de bonusuri pentru situațiile în care ți este mai greu să ieși din casă, cum ar fi atunci când plouă, atunci când ninge, când e noapte. Bonusurile îți dau mai mulți bani pe check-in, astfel îți poți cumpăra un teritoriu mai mare. Și străinii se pot bate pentru pământul timișorean, însă doar virtual. Pentru timișoreni, anul acesta sărbătorile sunt eco și vin la pachet cu o porție de mișcare. Bradul de Crăciun din centrul orașului va fi iluminat folosind energia produsă prin pedalare, iar Moș Crăciun a înlocuit tradiționala sanie trasă de reni cu o bicicletă. Claudia Marinescu vine cu detalii. Bună seara, Claudia! Bună seara, Carolina! Principiul este simplu și nepoluant. Vorbim despre o singură bicicletă conectată la un generator care, prin pedalare, produce curentul electric necesar aprinderii instalației din pomul de Crăciun. Cu prilejul acestui eveniment, micuții și-au putut admira părinții pedalând cot la cot cu Moș Crăciun. De asemenea, micuții a trebuit să spună câteva poezioare și să dovedească moșului că au fost silitori întreg anul. Pentru toate acestea i-au primit cadouri, dar și câte un glob din pomul de Crăciun luminat ecologic. La sfârșitul acestui eveniment, atât cei mari cât și cei mici au învățat că mersul pe bicicletă nu este doar o metodă de deplasare nepoluantă, cât și un mijloc ecologic de a produce curent electric. Mulțumim, Claudia, doamnelor și domnilor, ne oprim pentru publicitate, revenim apoi cu știri din sport. Drumul lui Poli spre Europa s-a oprit la Timișoara. Alvioleții au clacat în fața lui Gazmentan în sferturile Cupei României. Ieșim dintr-o competiție cu fruntea sus și nu ne-am făcut de râs. A fost un obiectiv de-al nostru care, din păcate, nu l-am îndeplinit. Noi speram să trecem mai departe, să câștigăm Cupa României, dar asta e, ce să facem, mergem înainte. Ne pare foarte rău. Alvioleții au fost taxați încă din debut. Avram i-a servit ideea lui Bud, care a scăpat de marcajul lui Scutaru și a deschis scorul. Bănățenii au încercat să dea replica imediat, dar Goga și Curtean n-au avut succes în fața porții. Pleșca a intervenit miraculos la șutul lui Gorobsov, iar Poli a intrat la cabine cu handicap pe tabelă. Timișoara a mai avut o răbufnire în debutul părții secunde, când Curtean a fost aproape de egalare, dar presiunea lui Poli s-a oprit aici. Mediașul a ținut jocul în jumătatea lui Lepmet și singura ocazie alb-violet a venit în prelungiri. Șutul lui Tameș a ocolit poarta, iar Poli intră în vacanță cu capul plecat. Am încercat să fim o echipă grupată, o echipă scurtă, să nu dăm spații în zona centrală și să scoatem repede jocul pe benz, unde dezvoltăm destul de multă viteză și jucătorii din bandă să vină cu centrări în fața porții, unde Bud și Bauap trebuia să înscrie. Am avut un tempo mai scăzut față de Gazmetan Medeaș, dar de luptat nu pot să acuz niciun jucător. Nu cred că pot să acuz. Am fost învățat să câștig la Timișoara cu orice preț, chiar dacă și atunci când eram la UTA, chiar dacă se zicea că noi dacă vor retrograda, e important să batem pe Poli Timișoara. Pentru mine este o satisfacție dublă, mă bucur mult că am reușit să eliminăm pe Poli. Din cauza noastră ne-am calificat, pentru că trebuie să fim, nu știu, mai motivați, mai răi. A fost ultimul meci al anului pentru Poli. Alvioleții se vor concentra pe singurul obiectiv rămas, promovarea în Liga 1. O peluză care nu a uitat de aniversare, dar un oraș care a uitat de Poli. Au fost factorii care au creat atmosfera ultimului meci al Alvioleților din 2011. Doar 6.000 de spectatori au venit pe Dan Păltinișanu la meciul care ar fi dus Timișoara cu un pas mai aproape de Europa League. La Timișoara era altă atmosferă, o simțeam și eu când veneam cu UTA, cu Mediașul, era altă atmosferă, altă echipă, alt ambient. Suporterii lui Poli au încheiat meciul fluierând tragerile de timp ale medieșenilor. Rușine a fost cuvântul cel mai des folosit de fani. Apogeul a fost atins în minutele de prelungiri, când portarul Pleșca a întârziat o degajare ostentativ ca să bea apă. Mi se pare lipsă de fair play față de o echipă, față de un oraș așa de mare și față de sportul pe care îl face. Cer scuze în fața publicului și al tuturor pentru gestul lui Pleșca din final. Deci i-am zis și în vestiar, nu e normal.
Înfrângerea cu gaz metan media și eliminarea din sferturile cupei l-au făcut pe managerul sportiv al Violeților să sară la gâtul jucătorilor. Daniel Stanciu i-a pus la punct pe câțiva dintre ei și amenință că în iarnă clubul ar putea renunța la câțiva jucători. Probabil erau și cu gândul la vacanță, probabil au crezut că după evoluția foarte bună de la meciul cu Steaua, unii dintre ei au devenit fotbaliști, alții au cunoscut deplina consacrare. S-a pierdut meciul ăsta prin atitudine? Categoric, eu nu cred că gazul ne-a fost superior sau a demonstrat că ar fi o echipă mult mai valoroasă decât noi. Ratarea calificării nu schimbă prea mult strategia de transferuri din iarnă. Stanciu spune că lista de jucători e deja făcută, dar că totul depinde de ce se va decide cu privire la soarta clubului. Deja suntem în discuții cu anumiți jucători. Am urmărit jucătorii și pentru la iarnă și pentru la vară în momentul când vom reveni în prima ligă. Până să ajungem acolo sunt mai mulți factori primordiali. Discuții cu jucători tineri, nu? Și tineri și cu experiență. Conducerea lui Poli are în vedere mai mulți jucători tineri pe care vrea să-i transfere în pauza de iarnă. Sala Olimpia devine în weekend locul de întâlnire al fanilor timișoreni. Toate echipele bănățene implicate în partidele din weekend joacă pe teren propriu meciuri de importanță mare în clasament. Cei care sparg gheața sunt handbaliștii. Elevii lui Nedelco Vucovic joacă sâmbătă de la ora 12 cu CSM București. Alvioleții sunt obligați să câștige cu trupa din capitală, altfel intră în hora luptei pentru evitarea retrogradării. O victorie în schimb ar propulsa echipa spre locurile fruntașe din clasament. De la ora 15:30 intră în scenă și basketbalistele de la Danzio. Alvioletele primesc vizita vice-liderului BC Alexandria și trebuie să câștige pentru că altfel riscă să piardă locul de play-off. Timișorencele mizează pe forța grupului și speră să răpună echipa surpriză acestui sezon. Seara de la ora 18 e mare derby la basket. BC Timișoara e față în față cu CSU Sibiu, nou lider al campionatului. Leii din Banat au 9 victorii la rând și vor să treacă și de sibienii pentru a reveni pe primul loc în clasament. Weekendul sportiv se încheie duminică dimineața de la ora 11 când voleibaliștii Universității Timișoara joacă acasă cu Tomis Constanța. Studenții lui Sorin Grădinaru au o sarcină imposibilă în fața celei de-a doua clasate, dar speră să facă un joc cât mai bun în fața propriilor suporteri. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Focuri de armă în plină stradă la Timișoara. Un bărbat a fost împușcat cu un pistol cu bile din cauciuc. Agresorul a fugit de polițiști. Dacă mă simt bine, bine, dacă nu, cu Dumnezeu înainte. Două paciente cu grave afecțiuni cardiace au primit astăzi șansa la o viață normală. Valvele bolnave ale celor două femei au fost înlocuite cu unele sănătoase prelevate din inima unui porc. Operația a fost realizată de medicii din Timișoara și este o premieră națională. Dacă vin de acolo, sunt legal. Dacă vin de dincolo, iară, sunt legal. Încurcate sunt căile pe o stradă din Arad, cu trei sensuri de mers, toate unice. Semnele de circulație montate de autorități se contrazic reciproc și nu fac decât să dea peste cap toată logica celor care au drum prin zonă. Rămâneți cu Analog TV pentru informațiile despre vreme. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem la știri la ora 20. Pe curând! Vremea se va încălzi ușor, cerul va fi mai mult noros și se vor semna la precipitații slabe, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea se va încălzi, cerul va fi temporar noros și izolat va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, local va fi ceață și se va forma polei. Minimele nopții vor fi de 1 grad Celsius la Arad și 6 la Șiria. Mâine o vreme ușor mai caldă, însă cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Izolat va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius la Șiria și 9 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte o vreme frumoasă cu cer temporar noros. Izolat va ploua. La munte precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Local va fi ceață și condiții de polei. Minimele sunt de minus 1 grad Celsius în stațiunea Băile Herculane, 2 în Caransebeș, 3 la Reșița și 6 în Orabița. Mâine în Caraș-Severin vremea se va încălzi ușor, iar cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar izolat cantitățile de apă cumulate vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Maximele vor fi de 10 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane, 11 în Caransebeș, 12 în Reșița și 13 în Orabița.
În Timiș, la noapte, vremea ușor mai caldă față de intervalul precedent. Cerul va prezenta înnorări temporare și va ploua pe alocuri. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, cu intensificări izolate. Local va fi ceață și se va forma polei. Minimele sunt de 2 grade Celsius în Lugoj și Jimbolia, 3 la San Nicolae Mare și 4 la Timișoara. Mâine vremea se va încălzi ușor, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, izolat va fi ceață. Maximele vor fi de 9 grade Celsius la San Nicolae Mare și 11 la Lugoj, Jimbolia și Timișoara. În Timișoara, la noapte, vremea va fi mai caldă cu cer temporar noros, iar pe arii extinse va ploua ușor. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, cu intensificări izolate. Local va fi ceață și vor fi condiții de polei. Minima nopții va fi de 4 grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, cerul va fi mai mult noros și doar temporar va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, cu intensificări în cursul zilei. Temperatura maximă va fi de 11 grade Celsius. Duminică vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în Banat și la munte, unde se vor semnala precipitații slabe în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general slab, cu intensificări la munte. Izolat va fi ceață. Minimele sunt de 2 grade Celsius în județul Arad, 3 în Timiș, 4 în Caraș-Severin, iar maximele vor fi de 10 grade Celsius în județele Timiș și Arad și 11 în Caraș-Severin. Luni vremea se menține caldă, cerul va prezenta înnorări accentuate în a doua parte a intervalului, când pe arii extinse va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, apoi vestic, cu intensificări trecătoare. Dimineața izolat va fi ceață. Minimele sunt de 6 grade Celsius în județul Arad și 7 în județele Timiș și Caraș-Severin, iar maximele sunt de 9 grade Celsius în județul Arad și 10 în Timiș și Caraș-Severin.